O universitate din Budapesta s-a impus ca lider în promovarea durabilității, reușind să reducă consumul de energie electrică cu peste 30% și pe cel de gaze naturale cu 44% în doar 4 ani. Cu alte cuvinte, acesta este echivalentul consumului anual a 360 de gospodării din Ungaria. La începutul acestui an, universitatea a inaugurat un campus studențesc dotat cu un sistem energetic inovator, folosind tehnologii de izolare termică, panouri solare și sonde geotermale. Jurnaliștii de la Moldova 1 au discutat cu conducerea instituției despre provocările și rezultatele obținute în domeniul sustenabilității. Detalii în reportajul ce urmează. Universitatea Corvinus din Budapesta este cea mai importantă instituție de învățământ din Ungaria în domeniul științelor economice și sociale. În prezent, în jur de 10.000 de studenți își fac studiile acolo, dintre care 2.000 de studenți internaționali. Principalele motivații pentru care instituția a decis să acorde prioritate eficienței energetice includ angajamentul de a forma liderii de mâine atât în politică cât și în industrie. Universitatea consideră esențial să stabilească obiective de sustenabilitate și dezvoltare durabilă, iar în acest sens depune eforturi constante pentru a moderniza clădirile mai vechi, implementând soluții eficiente din punct de vedere energetic. Au fost instalate aeratoare la robinete pentru a reduce consumul de apă, iar sistemele de aer condiționat au fost modernizate. Iluminatul pe coridoare a fost minimizat, iar becurile vechi au fost înlocuite cu unele eficiente energetic. De asemenea, încălzirea clădirilor este optimizată, menținându-se o temperatură medie de 21 de grade, iar cazanele funcționează doar în zile de activitate. We have 4 building facilities. Avem 4 clădiri, avem politici care vizează reducerea consumului în timpul iernii. De exemplu, avem 3 săptămâni de vacanță. Nu mai folosim flacoane de plastic pentru colegii noștri și avem o politică variată în acest sens. Un exemplu concret în domeniul energiei verzi este proiectul Campusul Gellert, care arată angajamentul instituției de a crea un mediu ecologic și sustenabil. În general, avem o reducere între 15 și 40% a consumului de gaz și electricitate și am redus substanțial impactul emisiilor de carbon. Acestea sunt pe deplin aliniate la politica Uniunii Europene și, de fapt, în unele privințe, mergem mai departe, mergem mult mai departe decât solicitarea campusului Gellert. Șeful Departamentului de Strategie a Universității susține că proiectul de construcție a campusului Gellert a fost o adevărată provocare. A trebuit să construim un campus nou și vrem ca acest campus să fie sustenabil nu doar cu numele, ci în practica de zi cu zi și investim mulți bani în energie, făcând din acest campus o clădire cu adevărat sustenabilă și sunt foarte fericit că au obținut certificatul LEED Gold Sustainability și certificatul AA+ de eficiență energetică. Pentru a păstra în timp rezultatele obținute, dar și a trece peste alte provocări, studenții universității sunt implicați în proiectele de eficiență energetică. Avem programe de studiu care sunt mai aproape de sustenabilitate. Integrăm, de asemenea, eficiența energetică și aspectele legate de sustenabilitate în programele de studiu de bază. De exemplu, provocările globale ale sustenabilității. Avem, de asemenea, cursuri internaționale legate de climă împreună cu universitățile europene. În anul 2022, Universitatea Corvinus din Budapesta a fost desemnată drept cea mai sustenabilă universitate din lume de către Green Metric, organizație care clasifică peste 1.000 de instituții de învățământ superior din peste 80 de țări.